astăzi să vă vorbesc despre motivație și am una. Mai mult despre de ce nu facem noi lucrurile pe care noi chiar vrem să le facem. De ce nu mergem la alergat o dată pe săptămână? Deși știu că e bine pentru noi. De ce nu facem ceea ce trebuie? A avut până acum cineva sau are probleme cu motivația, simte că nu este destul de motivat sau cu amânarea. Lasă-ți la ceva pe mâine sau un pic mai încolo. Mulțumesc. Am găsit definiția motivației. Ce este motivația? Motivația este primul lucru în ordine cronologică care apare în desfășurarea unei acțiuni. Ca să facem ceva, noi trebuie să fim motivați. Ne e foame, mergem să mâncăm, suntem motivați să mâncăm. Simțim nevoie să citim, suntem motivați, mergem să citim. Totodată, motivația arată că există un deficit în omul nostru de tip fiziologic sau de tip psihologic. Cum ar fi foamea, de zi, să mâncăm. Există un deficit și de aceea suntem motivați să facem ceva. Amânarea este întârzierea sau încetinirea unei acțiuni. Trebuie să facem ceva, dar chiar azi, un pic mai încolo, lăsăm un pic pe mâine, poate am chef. Și totuși am zis, există o problemă, adică vrem să facem ceva. Vreau să alerg, vreau să mănânc sănătos și nu fac asta. De ce? E bine pentru mine. Nu lasă pe mâine, n-am trebuit azi, nu mă simt bine. De ce? E bine pentru mine, dar nu o facem. Motivația este o forță foarte uimitoare. Ne face pe noi să facem lucruri minunate. Să fim capul să avem încredere noi să facem orice. Dacă nu e problemă, durează undeva între câteva ore și 2-3 zile. După care motivația dispare. Dacă ceva durează mai mult decât durează motivația, deja nu. Ce lipsește? Lipsește voința. O definiție interesantă a voinței pe care am extras-o dintr-o carte, Drive, este a ta voință, este a face lucru care ți-o place sau care trebuie să faci în zilele în care nu ai chef. Asta înseamnă voință. Poate cineva să-mi dea exemplu de un moment când și-a folosit voința, cum s-a simțit? Trezindu-te de dimineață, într-o zi în care n-am avut niciun chef. Am tras de mine, m-am trezit, a fost o zi cu două surprize plăcute. Cum v-ați simțit când v-ați folosit? Era acolo bani și nu am mai spus. Foarte sigură pe mine și foarte mulțumită în momentul în care am ajuns pe podea și m-am îndreptat spre voi. În momentul acela, toată ziua era a mea. Acum 7 luni când am început să merg la sală și fiecare zi în care mergeam la sală era primitoare pentru mine și mă gândeam, iar mă duc la sală, iar iau sacul și treceam așa după mine și copilul ăla mică, îi ducea clasa de tine, amărât, așa? Și realizarea a fost că după 3 luni eram cu 40 de chile mai slabă. Eu am putut să merg la public speaking. Mie îmi place. Am fost acum o dată, acum 6 luni dată și mi-am făcut foarte. E bine pentru mine, vreau să fac asta. Da? Și am motivație. Vreau să merg la public speaking. Învăț, întâlnesc lume nouă. Îmi dezvolt abilități. Și am o să fac mâine, săptămâna viitoare, că des se face la o săptămâna pentru timp, azi nu sunt bine, sunt îngrăciți și s-au făcut 6 luni. Și am venit asta. Ce înseamnă pentru mine? Voința. Voința este să faci ceva în momentul când aproape totul poate împotriva ta. Corpul tău zice nu. Ești, te simți de risc, pe care te-ai dat stomac, ești obosit, nu ai chef, lumea zice nu, prietenii tăi, hai nu mergi la alergat, hai nu mergem la operă, acum lasă pe mâine. Nimeni nu vrea să faci tu
chestia aia. Creierul tău, hai mă, să nu te pe alertat, dar te dă mâine tu ori mai mult. Sau face peste două săptămâni o prezentare și mai bună, duci un filmuleț. Lupți împotriva tot. Împotriva creierului tău, creierului tău, împotriva corpului tău, prietenilor, toți. Nu au intenție, dar nu înțeleg ce vrei tu să faci. Și lupți împotriva tot. Și te ușești. Este un sentiment minunat, cum zici și fain. Să lupți atâta, să te trezești, să zici, n-am făcut-o. Am reușit. Asta este, acesta este elementul cheie care ne ducește la de la motivație până la altul celor la un sfârșit. Este elementul cheie. Păi bine, asta e ființa. Și cum facem asta e. Totul e și mai tare. A, vorbește și mai tare. Așa. Cum facem răzbăia? E o abilitate, și e o abilitate care se dezvoltă. Cum am zis la început, prin a face lucrurile care ne plac și care trebuie să putem, nu avem chef. Asta ne dezvoltă voința, ne dăm încrederea, noi că putem să facem asta. Ai spatele mai mi-a zis că nu pot să faci asta, n-ai timp, n-ai așa. Am făcut-o. Ha! Aveți încredere în tine. Pot să fac asta. Așa se dezvoltă voința. Făcând lucrurile, când nu ai chef, toată lumea zice nu. Asta este voința. Luptă constant. Dacă viața era ușoară, pentru că nu mă ducea până acum foarte mult. Dar nu este. Este o luptă continuă. Tine, ceilalți, uneori o să ai prieteni, dar pe tine contează cel mai mult. Acest lucru. În încheiere, aș dori să vă spun la luptă și victorie!